și caii sunt verzi pe pereți. Ca de fiecare dată, când văd un film despre care urmează să mă pronunț public, parcurg un traseu în care oscilez între doi poli ai lecturării discursului cinematografic, de la întrebări legate de semnificația anumitor modalități de expresie alese, conștient sau nu de către cei care au contribuit la creația filmului, către felul în care acest film mă atinge, felul în care trezește în mine anumite asocieri, anumite gânduri, anumite fantasme. Ca psihanalist, acest demers este asemănător cu o ascultare latară unui vis, a asocierilor corelate și a modului în care, pe parcursul unei povestiri, regăsesc afecte, emoții, stări, pentru care desfășurarea scenică reprezintă doar pretextul, suportul narrativ pe care se derulează idoma filmului pe ecranul alb de proiecție. Povestea filmului Și caii sunt verzi pe pereți are o foarte interesantă organizare în derularea ei, ceea ce mi s-a părut extrem de interesant și lucru despre care doresc să vorbesc în scurtul meu comentariu, este modul în care se organizează relația cu timpul. Atât pentru personaje, pentru narator, iau în calcul scrierea scenariului și punerea lui în ritm cinematografic, cât și pentru spectator. Practic permite urmărirea mai multor scenarii, mai multor povestiri, aduse de personaje care își spun povestea, ca într-un jurnal. Sunt secvențe care se derulează simultan, din punctul de vedere al personajelor, dar la care spectatorul are acces succesiv, iar narațiunea ne permite să accesăm simultaneitatea unor povești de viață, a trăirilor unor personaje, în același timp în care putem surprinde anacronismul lor. Pentru mine filmul este în primul rând despre un timp care a fost sau nu a fost, un timp care a fost și nu mai este, sau un timp care este, dar nu a mai fost. Porecla orfanul arată o non-prezență, deci absența, deci lipsa unui timp al fiului cu tatăl, dar și o negare a unui timp al tatălui cu mama. Această formulă care anunță o lipsă, un gol, aduce de la bun început ipoteza necesității de a umple acest gol cu ceva, cu experiențe, cu prezențe, cu locuri. Pe de altă parte, la celălalt protagonist, timpul calculatorului este timpul care anulează timpul care a fost. Timpul creionului chimic și al nirurilor, notă internă de recepție. Apoi, în al doilea rând, filmul este despre un timp care nu mai poate fi, care se comprimă, se reduce la soluții magice, la reducerea până la anularea parcursului până la destinație. Regăsim asta în principal în căutarea unei soluții care să rezolve magic, definitiv, problema existențială, dorința câștigului miraculos. Dar și în schimburi de replici care aduc cealaltă perspectivă, în care este reclamată lipsa răbdării și a derulării într-un ritm firesc a lucrurilor. Chestiunea vizelor, de la începutul filmului, graba de a preda la magazie produsele, de a scăpa, de a se scăpa, sau interacțiunea din club în care tânărul protagonist și cea care mai târziu devine partenera lui de călătorie. Dintre tânărul protagonist și cea care devine mai târziu partenera lui de călătorie. La această ultimă secvență, cele două personaje se precipită să obțină ceea ce își doresc unul de la celălalt, simultan cu a reclama la celălalt lipsa de timp acordat. Timp acordat în sensul de timp atribuit, dedicat, oferit, pus la dispoziție, dar și timp acordat în sensul de acordarea ritmurilor, a momentelor, de corelare în final a realităților celor doi protagoniști. Iar în ultimă instanță, în cel de-al treilea rând, filmul este despre descrierea unui parcurs comun, a unei călătorii, un trip, am putea spune, dacă luăm în considerare experiența de a folosi substanțe care modifică starea de conștiință și schimbă deci reperele spațio-temporale. Această călătorie poartă premiza unei explorări, a unei eventuale călătorii inițiatice în căutarea tatălui, căutarea ieșirii, căutarea răspunsului la întrebarea cine sunt eu, apropo de acel moment în care protagonistul este pe și spune este cineva mai răstocit în țara asta. Dar cred că cel mai prețios sens pe care îl putem da acestei călătorii nu provine din posibilul rezultat vizat sau sperat,
și din călătoria în sine, din seria de experiențe și de întâlniri pe care o presupune. Rezultatul devine astfel o transformare, o metabolizare a pierderilor, a experiențelor cu potențial traumatic prin care personajele principale trec. Aș lua în calcul ca personaje principale pe Orfanu, cu partenera lui de călătorie, și pe Marius Tocitu, cu partenerul lui de călătorie. Dacă luăm în calcul toate aceste modalități de a ne reprezenta timpul, de la derularea unor evenimente într-o anumită succesiune la rezultatele care introduc dimensiunea reperelor de eficiență și apoi la scrierea unei povești de viață care are nevoie de timp de derulare și de un timp de povestire, putem identifica un proces extrem de anevoios de metabolizare, de transformare a unei experiențe cu potențial traumatic de către personaje care se luptă cu neputința de a face un doliu, adică de a plânge o pierdere irecuperabilă și de utilizare prin transformare psihică a rezultatului acelei pierderi. În psihanaliză vorbim despre melancolie, adică despre neputința de a elabora pierderea și despre evacuarea afectelor insuportabile în acțiuni concrete, operaționale, din care trăirile, dar mai ales gândirea, sunt excluse. Iar aici este locul în care se întâlnesc parcursul cu rezultatul parcursului. Dacă se evită experiența de elaborare a pierderii și se caută soluții magice, rezultatul este repetiția traumatică a pierderii datorită abolirii gândirii și înlocuirii ei cu rețete magice, fie că este vorba despre soluții de câștig miraculos sau despre replici de agățat care garantează o partidă de sex.